Florin Groză de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Dareg TV pe micul ecran și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, iar pentru dumneavoastră Reginul în direct. Vă reamintesc, ne puteți urmări micul ecran Dareg TV Radio, Radio Galaxia. De asemenea, vă stă la dispoziție pagina de Facebook Dareg TV și numărul de telefon 0365100116. Dacă doriți, live 100% pe internet, calculator, laptop, tabletă, telefon, orice alt suport, noi suntem acolo prezenți. Grandomanie versus tragedie este subiectul de astăzi. Invitata mea, doamna avocat Mariana Pădurean, mulțumesc că a acceptat invitația. Mariana, și bun venit! Bine v-am găsit! Bun, încep cu o replică des auzită astăzi. Mass media, din păcate, ne oferă subiecte de acest gen, dar practic viața, noi oferim subiecte, iar mass media le preia. Eu te-am făcut, eu te omor. Și de la această replică foarte frumoasă, creștinească, da, așa, omenească, adecvată mai... poporului român, da, da, așa, face parte din tradițiile, da, astea. Așa este, din grandomanie. Da, exact, pornim discuția noastră. Pentru că și din dorința aceea de a asigura bunăstarea materială, știi? Adică acum se zice, domnule, vreau să asigur bunăstarea materială a copilului meu. Marea majoritate, nu mă descurc aici, mă duc în străinătate. Da. Alt lucru care... mie mi se pare că nu e așa, dar te rog să intru. Da, deci exact cum ai zis, nu mă descurc aici, mă duc în străinătate pentru a asigura partea materială, da, a copilului meu și pentru a-i da exact tot de ce are nevoie. Cred că este greșit înțeles această chestiune, în sensul că un copil nu are strict nevoie neapărat numai de parte materială, exclusiv parte materială. Un copil are nevoie de afecțiune, are nevoie de stabilitate, de siguranță, de încredere. De unde primește acea încredere și stabilitate și siguranță? De la părinți. Dacă părinții își iau lumea în cap și pleacă dincolo și își lasă aici copiii, ba cu bunica, ba cu mătușa, ba cu vecina, ba cu doamna învățătoare, atunci se pare că vom avea copii responsabili. Deci trebuie o doză imensă de înțelepciune și discernământ ca părinții să conștientizeze faptul că partea materială nu înseamnă totul. Acele cadouri extravagante nu sunt... exclusive, adică nu sunt neapărat benefice pentru copii, sunt chiar dăunătoare, deosebit de dăunătoare, pentru că exact cum ai zis, eu te-am făcut, eu te omor, adică îți cumpăr, da, o mașină cu, da, exact, foarte mulți cai putere, da, un, da, bolit și care... scumpă de obicei, da, și scumpă, da, și pe frustrări urmă... Frustrări la mijloc? Bineînțeles, dacă stăm să ne gândim fără să judecăm la modul general. Da, absolut. Deci clar sunt frustrări, pentru că fiecare din dorința de a oferi, adică fiecare zice, măi, dacă eu n-am reușit să am, da? N-am reușit să am mașină la 18 ani, când am împlinit 18 ani, sau n-am reușit să... Păi atunci de ce să nu asigur copilului meu, sau de ce să nu-i dau copilului meu o asemenea mașină, da? Prin care eu de fapt ce să arăt? Că ce? Ce dau copilului meu, da? Dau nesiguranță, da? Dau pe urmă probleme, necazuri, în cazul în care în cel mai ușor, știu eu, incident care se poate întâmpla, se, da? Să doar faci praf doar, da, mașina, da, exact, da? De 150, 180, da, 200 de mii de euro, da? Și să spui ce bine că mașina este tare, da? Nu, da, s-a întâmplat, da, nimic cu copilul nimic meu. Dar Doamne ferește să se întâmple ceva cu copilul, da? Dar cu cineva, și, dacă era implicat acolo. Exact, dacă era și altcineva implicat, da? Pentru care ar fi atras un necas foarte mare, da? La acea viteză sau la, exact, la acel distrugeai impact, viața, cu siguranță distrugeai viața. Dar nu se gândesc la repercursiuni, da? Pentru că acel copil de 18 ani nu are potențialul ca pe urmă să achite acele despăgubiri, da, și acele daune care s-ar solicita. Deci este foarte evident
Da, și plus de asta e foarte clar că trebuie tras un semnal de alarmă pentru toată lumea, și pentru cei care au și pentru cei care n-au, să fie integri, să aibă grijă de copii în sensul de a-i ajuta să fie stabil emoțional, pentru că vedem câte se întâmplă. Foarte, foarte, foarte mulți tineri, da, de 20 de ani ajung cu probleme foarte mari la psihiatrie. De ce? Pentru că nu au stabilitatea emoțională. Nu au stabilitate psihică. Faptul că le dai absolut totul, acești copii nu mai au un țel, da? Ei trebuie să-și fixeze un țel și să spună: eu trebuie să ajung acolo, acolo e țelul, acolo e ținta. Păi dacă ei au absolut tot ce le trebuie, păi nu mai au un țel, nu mai sunt motivați. De ce să ajung acolo dacă eu am de toate? Păi eu trebuie de fapt să muncesc să ajung acolo, să pot să-mi fac, da? Da. Să am acele chestiuni. Știi, dar, ca și o mică paranteză, știi, să spunem la un moment dat alte generații față de cele de adolescenți din ziua de astăzi, își visau: mă, să am vârsta să merg acolo, să am vârsta să fac. Adică erau niște paliere, niște praguri la care trebuia să ajungi în timp. Era un standard, da, exact. Astăzi, vreau să spun, chiar și la capitolul distracție, din păcate, se începe de la vârste atât de fragede, deși legea interzice asta, deși e clar, doar că, mă rog, acum, cunoaștem cu toții, din păcate, adică în loc tu să aștepți, chiar și partea cealaltă, mă, o relație afectivă să ajungă la partea sexuală după o anumită vârstă, se începe de vreme, totul e prea de vreme, deci, exact. Motivând că, păi, așa e viața în ziua de astăzi și, nu. Știu, așa e trendul, suntem în trend. Deci chiar aveam o discuție în zilele acestea cu fiul meu de 16 ani, care îmi zicea: mama, noi suntem niște sfinți, să vezi tu cei care vin după noi, zice, să-i vezi la 10 ani, la 9 ani că fumează și că prin țigare, zice, noi suntem sfinți, mama, la 16 ani nu fumăm, îți dai seama, băieți, de 16 ani nu fumăm și nu consumăm alcool. Și la care zic: stai liniștit, dragă, așa ziceam și noi generația noastră, uitându-ne la cei în urmă, ziceam: Doamne ferește, noi suntem niște sfinți. Da, noi am învățat, noi n-am chiulit. Dacă am chiulit odată, a fost așa o chestie pe care ne-am amintit-o, da, ceva, exact, da, și de fiecare dată la întâlnirile, de 10-20 de ani și așa mai departe, ne aminteam, voi, am chiulit de la educație fizică, am îndrăznit să chiulim. Sigur, astea sunt foarte faină, știi, că nu, ți-s amintiri din liceu. Dar vezi, fiecare generație vine și spune: a, noi am fost niște sfinți, vai, ce o să vină după noi. Dar, apropo de aceste chestiuni, da? Deci copil de 9 ani să fumeze sau de 8 ani sau te supăra la deci uite, eu cel puțin sau la cluburi, e grav de tot, sau discoteci. Da. Uite, eu acum observ altceva. Deci un alt trend în aceste zile. Mă bucur pentru fiecare părinte, acum există și aceste rețele de socializare. Care sunt și nocive câteodată, dacă nu ai înțelepciune. Eu acum vreau să îți spun ceva. Uite, o întrebare. Mă, ai terminat grupa întâi, serbare, chef. Grupa a doua, chef. Clasa a întâia, chef. Clasa a doua, chef. Deci mie mi se pare, mă, e bine, motiv de bucurie e, dar am impresia că încep să se exagereze ca și pe altă latură, nuntă, grandomanie, înmormântare, grandomanie, pompos. Totul e pompos, totul e, și mi se pare, nu, și acum, cum să spun, ai și posibilități, sunt drăguțe petrecerile pentru acești copilași, alo, sunt copilași, adică, nu știu. Problema, știi care este? Problema este că cu cât acești copii gustă mai repede, da, din... Nu vor aprecia atunci la vârsta la care absolut deloc. De ce? Pentru că noi știm foarte clar că totul trebuie făcut la o anumită vârstă, da? Deci fiecare moment este frumos și important. Într-adevăr, este foarte nociv de la o vârstă atât de fragedă, da? Să-și înceapă viața sexuală sau să înceapă să consume alcool și tutun. Înseamnă că la 20 de ani acești copii vor fi ca la 40-50 de ani. Ce vor face? Doamne ferește, vor ajunge la sinucidere, la suicid. De ce? Pentru că nu mai are farmec viața pentru ei, pentru că au trecut... S-a consumat foarte rapid. Pentru că acești copii au picat într-o iluzie imensă, da? Bineînțeles, care a fost provocată de anturaj, de conjunctură, de părinți, de prieteni, de așa mai departe, da? Pentru că recunoaștem și noi părinții că greșim, fără să vrem greșim, da? Educăm
eu zic în sensul meu, da? Educăm copiii să fie foarte cuminte, da? Să fie foarte cuminte și foarte ascultător și stai să te gândești că nu corespunde acestei societăți, da? Da, și el se simte ciudat. Și se simte ciudat și îți faci mustrări de conștiință, adică pe urmă îi spui, vezi, fii un pic mai îndrăzneț totuși că... Da. Deși vreau să zic că... să ai probleme în viață. Da, aceea, dar eu mă gândesc că totuși nu, pentru că îl va șlefui viața. De, eu sunt de principiu că dacă ai cele 10 porunci clar stabilite și ai principiile de bază, e ca și la o casă la care fundația este stabilă, da? Este fixă, este solidă. Da. Chiar dacă, să zicem, mai vin inundațiile, da, sau cutremure, rezistă, este baza, fundația este uite, baza. Eu mai vreau să ating un aspect, și anume, uite, apropo, eu zic că mare parte merge, s-ar putea să greșesc, nu e o pledoarie pentru a nu face școală, pentru a nu avea carte, parte și așa mai departe, respectând, dar de ce trebuie în ziua de astăzi 100% din absolvenții de liceu să facă o facultate? Mă ierți, numai puțin, în ideea că, păi, eu n-am... Dar, bun, ok, faci, dar piața de desfacere ulterioară, după ce ai terminat studiul, are unde să meargă acel copil să-și câștige pâinea. Păi, mă ierți, deci... Da, repet, știi de unde fără rea intenție. Că și aceste chestiuni. Acum zic oarecum, da? Da. De la faptul că este concurență între copii și este foarte bine să fie concurență, ajung să fie vânător de note. Noi trebuie să avem 9-10, să avem 9-10. La un moment dat devii fudul fără să-ți dai seama că ești cu adevărat fudul, în sensul că, nu, copilul meu trebuie să fie de 10, copilul meu trebuie să fie de 9 și pe urmă, după vârsta de 18-20 de ani, este la psihiatrie internată și nu merge așa. Deci trebuie să vezi ce abilități are copilul tău, ce aptitudini, da? Să vezi, să dezvolți. Deci dacă copilul tău este undeva mediocru și are sens să-l forțezi să meargă la liceu și la facultate, alege o școală profesională, poate că este un bun meseriaș. Deci, s-ar putea să dezvoltă, un talent. Exact, dezvoltă în el acea chestiune. Și știi ce, din punctul ăsta de vedere nu există suficientă comunicare, da? Aici, da. Iarăși mergem pe trend. Dacă toată lumea face facultate privată, de ce să nu-i mă duc în sănătate să muncesc, să-i plătesc fiul meu facultatea? Și pe urmă ce? Să-l țin student cu diplomă și să-l finanță continuare, nu cred că îmi convine, nu ca părinte. Și uite puțin, că acum există și aspectul celălalt. Nu toată lumea merge și are viața de student, să zicem, aparent normală, adică cămin și așa mai departe, ci facultate gen, navetă, să fiu mai liber, am bolidul sub așa și deci mă deplasez până Târgu Mureș sau până ce rost are să... și atunci, la ce faci? Și, pentru ce? Și extrema, pentru cine? Extrema care este? Deci este cel cu bolid, cel cu parte materială și cei săraci, care, Doamne ferește, recurg la alte, la alte chestiuni, păcate, ca să rezistă în facultate, să se întrețină, mai ales fetele, da? Da. Și ca să poată să... Acesta este iarăși un trend. Și sunt extreme. Da. Și trebuie păstrată calea de mijloc, nu? Da. Care este cea care ne duce la bun sfârșit până la urmă. Ar fi foarte bine dacă am ajunge la ea, dar din păcate încă nu suntem. O scurtă pauză și revenim, pentru că, într-adevăr, e un subiect delicat. Lumea să înțeleagă. Nu e vorba de invidia, apropo de cel care are și care încearcă să asigure tot binele copilului său, ci de faptul că sunt niște bariere, sunt niște peste care ar fi bine să nu, ale bunului simț, și mai ales să te gândești la viața copilului tău, pe care fără să vrei o pui în pericol, și la urma urmei se ajunge chiar și la tragedii. Pauză și revenim. Suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei?
Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Am revenit, Reginul în direct, aici la Dare TV, pe micul ecran și live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, Grandomanie vs. Tragedie, subiectul de astăzi, invitata mea, doamna avocat Mariana Pădurean. Am ajuns la acel drum de mijloc pe care ar trebui să-l urmăm cu toții, dar din păcate e ca acea luminiță de la capătul tunelului și la care noi e undeva și nu ajungem pentru că niciodată. E echilibru. Da. Drumul de mijloc este întotdeauna echilibru. Da, da și greu. Deci greu cel de... care este între extreme. Nici foarte jos, nici foarte sus, ci exact la mijloc este cel mai perfect drum, nu? Da, calea de mijloc este cea mai bună eu și cea mai grea de urmat. Cel mai greu de urmat. Eu zic că deocamdată pentru români, la modul, așa, foarte sincer, imposibil de atins. Momentan. Da, momentan. Și nu știu cât hai să-ți spun de ce. Acum, fără ca să fiu rea, ne lipsește modestia. Haide, haide să ne... Adică, eu consider așa, toată viața suntem autodidacți, îmi dai dreptate, toți. Da? Deci până la o vârstă ne educă părinții, ne învață ei, pe urmă ne educă profesorii, da? După care ieșim de pe băncile școlii și ne educă viața, da? Ne șlefuiește. În momentul în care ai ieșit de pe băncile școlii, da? De pe băncile facultății, tu trebuie să conștientizezi ca adult, da? Ca proaspăt absolvent, ca om care pornești în viață, practic, și într-o familie, pe urmă, și așa mai departe. Tu trebuie să realizezi că nu ești perfect, indiferent de câte studii și completări ți-ai făcut, trebuie să realizezi că tu ai foarte mult de completat și de corectat, așa este, și trebuie să conștientizezi că tu ești propriul tău autodidact, da? Tu ești profesorul tău. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că poți să asculți sfaturile și trebuie să le filtrezi după înțelepciunea și cunoașterea mea, da? Și ce trebuie să am acolo? Trebuie să am înțelepciune, trebuie să am etică, trebuie să am morală, trebuie să am discernământ, trebuie să am castitate, știu eu, categoric și inocență. Inocența este cea mai frumoasă. De ce copiii sunt frumoși? Pentru că sunt inocenți. De ce Iisus spune veniți la mine sau lăsați copiii să vină la mine? Noi suntem copiii lui Iisus. Da, așa este. Deci ca și copiii lui Iisus înseamnă că noi trebuie să avem inocență. Înseamnă că noi, adulții, am pierdut inocența. Noi trebuie să ne întoarcem la inocență. De ce tinerii nu mai au inocență? De ce? Pentru că și o consumă, exact vă și o povesteam consumă, în prima dar parte, să știi că avem și noi o parte din vină. Noi, părinții, suntem vinovați. Mare vină. Suntem prea permisivi, prea le permitem. Îi lăsăm să meargă la școală cu fuste scurte și machiate. Dar nu se poate așa ceva, este inadmisibil să meargă deci așa la școală. Deci e o adevărată concurență între ele. Exact. E o concurență greșită, înțeleasă, între ele ca și exact. Eleve. Și doamnele învățătoare, profesoare. Și domnii profesori. Deci nu se poate. Adică respectul față de cadrul didactic, regret, nu știu, dar îl văd așa, puțin greșit înțeles. Adică, categoric. Da, greșit înțeles de părinte. Părintele vede doar lucrurile negative pe care sunt cazuri ca peste tot. Nu este pădure fără uscături. Nu categoric. Este incidente da. Care se... Da. E clar. Oricând vor fi. Și tu știi foarte bine din practica de zi cu zi că există. Singura chestiune care mă doare este că de ce ne plângem, tot timpul ne plângem. Vai ce generație avem, vai ce copii avem. Noi suntem principalii vinovați. Noi, părinții, suntem principalii vinovați pentru ceea ce construim și creăm. Uite, da? Noi suntem cei vinovați. Uite, eu încă mai am o idee. Există radiourile naționale care dimineața sunt pe programe din acelea, da, hai să facem mișto unul de altul, să nu știu ce, bun, sunt gustate de oameni, nu, fiecare cu gustul lui. Da. Dar, acum, fiind perioada bacului, a examenelor, nu știu ce, se iau tot felul de replici pe care le-au scris copiii în. Și se glumește, că arghezia se... Dar ei, cei care le comentează, se gândesc vreodată,
Dar dacă acel copil a scris intenționat lucrul acela, dacă acel copil nu din faptul că nu a știut, ci din faptul că a vrut să, mă iertați termenul, la mișto, de ceilalți, adică, cum să zic, nu are respect față de învățământ ca atare, față de examen sau ceva. Și râdem, noi râdem. Ce replică a scos, fantastic, cât de slab pregătiți sunt acei copii. Da. Dacă i-au făcut. Și știi de unde vine, cred eu, greșeala asta? Eu cel puțin așa. Da. Pentru că noi nu coborâm la nivelul lor să înțelegem cum judecă un copil de 16 ani sau de 14 ani când dă capacitatea. De ce noi încercăm întotdeauna să luăm de râdere? Ceea ce, de ce nu încercăm să... Stai puțin. Să ne corectăm. Să ne corectăm ce nu este bine. Exact. Ce lipsește de S-ar acolo. S-ar putea ca acele replici de cu care ne tot lăudăm că face acele perle. Să ne trezească, de fapt, poate sunt un semnal de alarmă trase de copii. Alo, generații, noi suntem altfel. De ce nu veniți să ne cunoașteți? Păi, adevărul este că ceea ce areți unui copil ca și adult, ca și comportament, ca și absolut orientare și absolut ca totul, practic ei sunt cei care ne imită, da? Deci ei ne imită perfect. Ei fac ceea ce văd la noi, la adulți, și atunci înseamnă că noi trebuie să fim un model pentru ei. Și din nou îți spun, românii trebuie să devină modești. Românii trebuie să ajungă la modestie, la inocență, da? La moralitate și așa mai departe. Parcă au luat-o pe pantă în jos. Parcă s-a pornit tăvălugul și nu se mai oprește. Deci chiar este un semnal de alarmă. Și uite, deci apropo, chiar este deci un semnal și asta e și ideea. Pentru că nu o să ne convină, chiar nu o să ne convină peste 10-20 de ani ce generație o să vină. Deci chiar trebuie să ne trezim și să fim efectiv răspunzători, să avem atitudine civică fiecare. Deci nu să fim ignoranți și toleranți cu răul, da? Și să spunem, ei, dar nu mă interesează. Că, de fapt, atunci când îți iubești numai copilul tău, înseamnă că nu iubești. Revin iarăși la acea iubire, da? Absolut. Foarte condiționată. Și foarte deci trebuie să iubești toți copiii, pentru că ei sunt, chiar ei sunt generațiile următoare, viitorul nostru. Ei ne reprezintă. E ca și cum ne uităm în oglindă și ne vedem pe noi. Ne place ce vedem? Ne place. Da. Deci uite, trebuie să fim atenți la, absolut. La ce și uite, privește. Eu vreau să ajung puțin. Doar două lucruri. Apropo de autodidact. Da. Sincer, nu se dau de obicei exemple așa din... Dar, eu mă bucur fiecare zi în alt subiect. Da. Aici, la Reginul în direct. În fiecare zi ceva învăț. Nu înseamnă că neapărat... Ți-am mai spus și da, în pauze. Da, este foarte frumos. Acumulezi totul. Sunt foarte frumoase emisiunile. Dar fiecare zi mă mai învăț ceva. Exact. Mă aleg cu ceva. Mă bucur de faptul că sunt subiecte diferite. Sigur. Și toată viața poți învăța. Asta e o chestie apropo de autodidact. Prin prisma subiectelor care sunt. Chiar îmi plac foarte mult emisiunile tale. De ce? Pentru că cei care au urechi de auzit se audă. Da? Pentru că au foarte multe de învățat, da? Deci, cu siguranță, ceva vor reține, ceva vor învăța. Îi vor ajuta pe ei, pe nepoților, pe copiilor și așa mai departe. Da. Păi nu, de aceea am zis, cât trăim suntem autodidacți, adică tot învățăm și parcă tot nu știm nimic, așa-i? Da, exact. Și sunt lucruri care, dom'le, nu le-am știut. Și foarte bine să recunoști și să fii deschis, să spui așa este, cât trăiesc, tot învăț și este chiar o bucurie, nu? Și, și absolut. Și un respect pentru tine și persoana ta, că dorești, ești deschis la nou și vrei să înveți și să cunoști. Uite, și acum în altă ordine de idei, revin la acei copilași care au perlele. Știi că se marșează foarte mult și pe alt aspect. Da. Momentul când sunt, nu știu, definitivatul profesorilor așa sau este. Examenele din vară, de tot felul, de grade, de nu știu ce, și iarăși se merge. Dom'le, cum să avem noi copiii pregătiți când uitați ce note au? Fără, iarăși încerc să fiu echidistant, Domnule, înțeleg că acei oameni aveau de pregătit, dar cel care prezintă și domnule a luat nota și a pus problema că acel om are o viață a lui, că acel om în timpul anului școlar și-a făcut meseria și a mers mai departe. Exact. Acesta este în plus. S-ar putea ca să fie uzat moral, sigur, pentru că învățământul nu e săpat de șanț 8 ore pe zi. Și mai e un aspect. Deci acel profesor care participă la un examen,
totuși a terminat o facultate. Sim, el nu a terminat o... Are o diplomă. A susținut niște examene, atât oral cât și scris. Sigur că da. Deci dacă este acolo, înseamnă că este bun pentru ceea ce urmează să facă. Acum, haide, dă-i un pic, da, exact, dă-i un pic de sprijin și încă ceva. Dă-i și șansa de a fi bun și ajută-l să se pregătească și dacă vezi că anumite chestiuni șchioapătă, pregătește-l, fă pregătiri, exact, da? Exact, în vacanțe, ajută-l, fă, pentru că nu s-a născut nimeni doctor, da, profesor, exact, universitar, noi și așa mai departe. Noi foarte buni critici și glumeți, da, pe ceva, da, ce noi habar nu avem. Da. Adică noi nu, dar da, noi putem comenta, da? Da? Așa indiferent este. Nu știm despre ce vorba. Așa este. Și acum revenim la ceva despre ce știm că e vorba. Cazurile revin. Da. Eu te-am făcut, eu te omor, da, în care o notă proastă la școală, da, divorț al părinților, problemele, da, în familie, da, duc la adevărate tragedii. Da, chiar la suicid. Copii din partea la copiilor, suicid, da, sau tendințe, sau, da, mergând și până la urmă, din, da, păcate, se ajunge acolo. Chiar din cazurile în care și, da, tu ai fost implicat, da, ai avut, deci, tangent. Sunt într-adevăr asemenea cazuri, mai ales în urma divorțului și acolo unde de regulă copiii rămân cu tatăl, iar mama pleacă în străinătate. Deci chiar au fost cazuri unde copiii au stat cu tatăl din cauza fricii, din cauza agresivității tatălui, practic, și ei au fost puși pe urmă la munci în gospodării, la tot felul de munci destul de grele pentru ei, la vârsta de 13-14 ani, să ții și o gospodărie cu 100 de capre și cu 20 de capete de bovină și așa mai departe, da? Pentru slugă. Un copil, slugă, corect, slugă. Pentru un copil care trebuie să învețe, da? Să-și facă un viitor, să se pregătească, deci acel părinte inconștient, clar, a făcut-o din ce cauză? Pentru că ăla a fost nivelul lui, pentru că asta știa să facă, da? Pentru că el, de fapt, vroia, nu? Ca copilul lui să rămână acolo slugă în gospodărie, nu să meargă să-și continue studiile, deși copilul fiind foarte bun. Sigur că a ajuns la disperare copilul, da? A ajuns la suicid, deci chiar a ajuns la suicid. Și sunt asemenea cazuri și chiar trebuie tras un semnal de alarmă în acest sens, pentru că sunt anumiți părinți deosebit de agresivi care țin copiii cu forța. Deci chiar țin copiii cu forța. Și uite, aici mai este ceva, există organizațiile acestea, gen Salvați Copiii, da, ei sunt foarte buni, chiar, european, da, pentru... da, bun, da, ei ajută, dar foarte ei mult. Ajută foarte mult, doar că noi încă suntem, e un subiect aproape tabu, cum este, să merg să... Este pentru că mai nou să știi că, mai nou să știi că nici la psiholog... E destul de grav, deci nu mai ai voie să mergi, mai ales dacă ești în instanță sau în proces, decât cu acordul ambilor părinți. Și dacă unul dintre părinți traumatizează copilul, tu practic foarte greu poți să dovedești în instanță, da? Că acel copil este traumatizat. Deci nu mai dau voie nici psihologilor să facă acel raport psihologic. De ce? Pentru că n-au voie, săracii sunt efectiv puși la colț, pentru, da, că sunt atacați pe urmă în instanță și hărțuiți. De ce? Noi cum mai dovedim că acel copil este traumatizat? Poate greșeli pe care le facem. Zău! Da, da. Deci cum mai dovedim că acel copil este traumatizat? Și îmi spune foarte clar psihologul, Doamne ferește, chiar este o mare problemă. Și ne trezim când se întâmplă ceva, da, când efectiv părintele își, da, omoară copilul, da? Da? Ne trezim atunci că, Doamne ferește, ce s-a întâmplat? Nu? Deci de ce nu știm să... Iarăși revin la atitudine civică, da? Iarăși ne trebuie atitudine civică. Iarăși trebuie să... Deci nu putem să lăsăm așa. A, dacă așa vrea părintele să-și țină copilul slugă, îl lăsăm acolo. Păi nu se poate, noi trebuie să salvăm acel copil. Practic acel copil, să știi că ar cere disperat ajutor, dar n-are cui. Iar celălalt părinte, dacă este în străinătate și muncește, nu, da, va da niciodată acordul și la revedere. Nu va da niciodată acordul și atunci ce se întâmplă, da? Ce se întâmplă? Exact cum spui, sunt copii disperați care ajung la suicid. De ce? Pentru că nu au o copilărie frumoasă, pentru că ei au muncit în copilărie, au dus greutăți, da? Au fost efectiv folosiți, da, pe post de slugă, da, și în casă. Este, da, și... și atunci el ce bucurie poate să aibă de la viață? Cum se poate bucura, da, de copilărie? Nu se poate în bucura. Și, cu alți copii și care... uite, mai gândește și altceva, exact elementul pe care l-ai spus, dragostea, afecțiunea, stabilitatea lipsește, da. Și atunci dacă lipsește, uite, există foarte multe cazuri și tu te întâlnești des cu asemenea probleme, fuga de acasă.
Da, este tot mai frecventă fuga de acasă și mai ales în rândul adolescenților, da? Deci cei de 15-16 ani care la vârsta fel... Vârsta critică, da. Este chiar vârsta critică, dar să știi că în același timp ei sunt foarte înțelegători și am vorbit poate chiar și cu adolescenți care deja au picat într-un cerc mai vicios, da? Care consumă alcool și le este foarte greu, chiar doresc și depun un efort să scape de alcool și de tutun. Doar că să știi că nu-și găsesc oameni cărora să le spună. Pentru că, de fapt, până la urmă, părintele trebuie să-ți fie un prieten, da? Nu un critic, da? Nu un certăreț, nu un... Nu eu te-am făcut, da? Da, așa, eu te-am făcut, eu te omor, da, nu? Da, da, așa. Deci atunci trebuie să-ți fie un prieten, da? Și... căruia să poți să-i spui absolut tot, da? E, se întâmplă, ai picat, da? Pe o cărare greșită. Dar, până la urmă, părintele ți este cel mai bun prieten care te sfătuiește și care te ajută să urci înapoi pe cărarea cea dreaptă, da? Ca să ajungi exact unde trebuie. Cele 10 porunci esențiale, cei 7 ani de acasă, da, esențial. Astea sunt baza. Regret că mă tot leg de acest subiect, da, și pare plictisitor la un moment, dar nu poate fi, pentru că nu există. Am avut cu domnul Stoica, apropo, de senior de vârsta a 3-a, în care am spus, domnule, din păcate, se vede lipsa respectului. Exact. Cum să nu ai respect pentru o persoană în vârstă? Exact. Cum să nu încerci să-l ajut? Chiar dacă la un moment dat poate în trafic, fi bunicul tău, vezi, da? Poate în trafic, așa vezi, este, are reacții care, poate pe moment, domnule, ce asta face? Asta, dar în rest, încearcă. Asta vine din acei 7 ani de acasă. Dacă așa tu nu este. Ai respectul pentru ce... Da. E foarte greu, dar... Foarte greu, da. Și viceversa, e valabilă și, și cealaltă latură, cum că, apropo, ca și de perle, nu încercăm să înțelegem. Mă, oare de ce se poartă așa? Mă, oare de ce? Așa este. Zici că noi suntem undeva mai sus puși, noi ca și nație, că noi suntem acum mai superiori față de orice. Păi și în momentul în care, noi, nu, că noi știți, de la Geto Traco și așa. De asta am zis, coborâm la modestie. Exact. Coborâm. Nu, noi din păcate continuăm să fim ironici, să râdem de necazul celuilalt, și să nu ne aplicăm, apropo, de probleme. Da. Iar în momentul în care sunt, s-a întâmplat ceva, da, vai, săraci, vai, și continuăm. Da. Exact, continuăm bârfa, în loc să ne aplicăm față de aproape, să-l ajutăm necondiționat, da, indiferent cu ce, n-ai cu bani, cu să-l ajuți, ajută-l cu o vorbă bună, ridică-i moralul și încurajează-l, așa este. Corect. Și asta este binevenit. Bun. Nu? Da, încă o scurtă pauză și revenim. Vă repet, subiect delicat, dar face parte din viața de zi cu zi și, din păcate, ăștia suntem. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Pauză și revenim. Se aleg băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.daregintv.ro, secțiunea emisiuni. Sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Cu siguranță ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă, deși aeromodelele pe care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști de imagini aeriene de joasă altitudine, mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele.
De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre, încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Am revenit, ultima parte a emisiunii, Reginul în direct, aici la Daring TV pe micul ecran și, bineînțeles, live 96,3 FM Radio Galaxia. Invitata mea, doamna avocat Mariana Pădurean, grandomanie versus tragedie, subiectul de astăzi, și vreau să intrăm în această parte a emisiunii cu, nu știu, să spunem o constatare. Da. Da. Și anume, efectul de turmă care duce la infracționalitate. Da, da. Chiar am fost pe această temă, deci la școală altfel, și chiar le-am vorbit despre această situație. Se întâmplă în felul următor. Deci este suficient unul sau doi copii, da, care să aibă potențialul material și care să-i atragă și pe ceilalți în anumite chestiuni care nu se fac. Faptul că ești acolo, în grupul respectiv, ești prins la declarații, da? Deci este foarte important, da? Pentru că, vezi, consumă tot felul de lucruri interzise, da? Alcool și așa mai departe, ori știm foarte clar că este interzis. Și acum să... Minorilor, iarăși, și sigur, alcoolul și țigările și așa mai departe. Că există și partea de droguri. Exact. Indiferent de ce, exact, acolo am vrut să ajung, deci la droguri. Deci este... Da, dar este suficient să fii în grupul respectiv, așa este. Și deja automat ai un punct negru, da? Ești vizat, da? Ești chemat, pe urmă ești urmărit și așa mai departe. Este foarte, foarte important pentru copii să-și aleagă mediul bun, da? Să-și aleagă prietenii cu adevărat. Pentru că ei pot să pice nevinovați, copii buni, care învață, care au un viitor, da? Și care să fie atrași într-o asemenea capcană. Este foarte important să cunoască și de acasă și de la școală, da, aceste aspecte, pentru că ceea ce clădește părintele strică prietenul de când e lumea, da? De ce să lăsăm copiii, da, să pice pe căi rătăcite și pierdute? De ce să nu avem grijă să ținem aproape de ei, să știm cu cine iese, da? Da. Să cunoaștem mediul în care se duc, deși să nu ne așteptăm că ne spun adevărul 100% și că ne spun totul, dar să ne bazăm pe 90-95%, da? Uite, este foarte important. Foarte important. Uite, apropo de efect de turmă, pentru că mă amintesc ceva. Acum nu dau zile, dar de obicei după un weekend. Da. Nu înțeleg. Cu ce îi încurcă pe unii coșurile de gunoi, puse pe stâlpi în tot orașul? Pentru curățenie, se care zdrobește sunt sparte, societate, da? Primărie, sunt aruncate, consiliul local, sunt... toată lumea ne zdrobim să fie un oraș curat, civilizat, părăpăd, altceva. S-a renovat Casa de Cultură. Da, acum, foarte frumos. Foarte frumos, da. Bine, din când în când, dacă cineva intră și în curte, va vedea acele șgheaburi de,
Mă, dar ce aveți cu șgheaburile după? Eu înțeleg că v-ați distrat și plecați, mă. Înseamnă că de la Black merg și... În fine, nu fac reclamă, nu, nimic. Dar vreau să spun, locurile unde lumea se distrează, este tot chestie de educație. Dar ce ți-au făcut asta? Iarăți șturma, unul dă și sar exact, mai mult. Exact, eu, efectul. Da, și tot, tot așa și la un scandal, tot efectul de turmă. De ce? Pentru că este suficient din gașcă să sară unul și sar toți, da? Și sunt implicați în bătaie și pe urmă la fel, da? Ajung la... Atrag răspundere, nu? Bun. Clar atrage răspunderea fiecăruia. Ajung pe urmă la probleme, da? Și fiecare vine și spune: nu se poate, copilul meu este un sfânt, copilul meu nu face asta. Nu-și a fost acolo. Așa este, a fost acolo la momentul respectiv, da. Păi a fost, dar a fost, ăla a făcut scandal, a fost acolo, înseamnă că a consumat și el, da? Înseamnă că a fost și el, da? Părtaș la ceea ce s-a întâmplat, înseamnă că a dat și el, înseamnă că, deci exact le-am spus de efectul de turmă, este periculos, este de-a dreptul periculos. Deci trebuie avută mare grijă, pentru că este exact vârsta periculoasă care le poate efectiv pecetlui viitorul, da? Care le poate efectiv curma viața, da? Într-o altă direcție negativă, mai puțin pozitivă, la care posibil pe moment n-au de unde, ei nu conștientizează răul la care sunt efectiv supuși și ce anume se întâmplă după acel rău care s-a întâmplat. Da, nu-și ei pun, nu nu-și consecințele, pun problema, da. Categoric nu-și pun problema și ei nici nu văd consecințele, urmările. Deci ei nu văd aceste aspecte. Ei văd că trebuie să fie acolo în club, trebuie să consume alcool, trebuie să fie grozav, trebuie să sară cel mai sus. Da? Da. Și după ce se întâmplă nenorocirea, atunci consecințele sunt destul de grave. Și pe tot grupul, da? Nu neapărat pe... Uite, deci, și apropo de tot efect de turmă, mă, deși sunt foarte mediatizate nenorocirile astea, continuă acea, de asta e grandomanie, a mașină tare să dovedesc. Da. Dovedesc prietenului, dovedesc unei fete. Și mă urc băut la volan, așa? Așa. După aceea, nu și e de ajuns că eu fac 20 de mașini din parcare, așa, da? Și le iau la rând, sigur că da. Și, și mai pocnesc și pe unul pe stradă și okay. L-omor, nu? Sau altă grandomanie, beau doar două pahare de vin cu, cu apă și cu gheață și îți găsește alcoolemia aproape unul la mie. Și cu barca treci și omori oamenii pe lacul Snagov. Un alt caz mediatizat, da? Apropo de tot că îmi permit, tot că bine, fraților, vă permiteți, dar mă, dar ce aveți cu viața celorlalți? Da, exact. Cum spuneam în pauză, ai ceva, tu te în vârful muntelui și faci ceva corect. Și acolo, dar lasă-i pe cei din jurul tău. Că iarăși, noi de ce să suferim ceilalți, apropo? Da. Că cineva... Nu, deci chiar sunt la locul lor. Chiar am văzut o chestiune astăzi la știri și exact asta spuneau ca și, ca și titlu: copiii, nu faceți ceea ce fac părinții. Și am spus, Doamne, cât este de adevărat. Din păcate. Cu privire la trafic, da? Da, da? Și să știi că aveau dreptate, pentru că vezi, fără să vrei, mai treci pe o altă culoare decât pe cea permisă, da? Fără să vrei, poate nu acorzi prioritate, că nu-l vezi pe ăla care nu se asigură și îți sară efectiv pe trecerea de pietoni. Asta sunt chestii care se întâmplă curent, nu că curent, vrei curent. Neapărat, da? Dar în acel moment tu nu poți să respecti, ești în imposibilitatea de a respecta acea regulă la care tu ești supus, da? Pentru că trebuie să respectăm, obligatoriu, și așa învățăm pe copiii noștri, da? Deci învățăm, voi să respectați regulile de circulație, să fiți așa și așa și așa în trafic. Și tu ești cel care treci pe lângă trecerea de pieton, te duci nu știu pe unde, și atunci care ești? Exemplu pentru copil. Aveau perfectă dreptate. Deci copiii, nu faceți ce fac părinții. Da, și corect, atunci înseamnă, revin din nou, că părinții sunt principalii vinovați, da? Și uite, pentru ceea ce sunt copiii iarăși, acum. În ziua iarăși, de astăzi, da, uite, iarăși, părinți, iarăși părinții principali vinovați, revenim la cele cadouri exorbitante. Da. Bun, eu vreau să spun ceva. Păi își distrug copiii efectiv prin acele cadouri. Asta este consecința până la urmă. Asta e consecința, da, bun. Eu vreau să ajung și la... Mie mi se pare o adevărată tragedie și faptul că la 4 sau 5 ani tu te bucuri, vai, cum știe să umble pe tabletă, vai, cum pornește ca... Mă, îl distrugi categoric, pe acel copil, categoric, îi distrugi vederea, îi categoric, mă, cum, cum adică, tu te bucuri, din potrivă, e nenorocire, dar nu. Și revenim la ce am vorbit la începutul emisiunii, discernământ, înțelepciune, inocență, moralitate, etică, calități care ne lipsesc și care trebuie să le redobândim. Așa este. Da. Pe care le-am avut și le-am pierdut. Asta e realitatea și pe care trebuie să le redobândim. Și să le redobândim noi cât de repede. De ce? Să fim modele pentru copiii noștri care ce fac? Care ne copiază? Da. Care ne urmează? Pentru că astăzi e o junglă.
din multe puncte de vedere, e o junglă și motivăm. Eu acum înțeleg, fiecare da încearcă, mă, trebuie să mănânci ceva, altfel nu pot să, da, da bun, cu da. Apă stai puțin mai mult, dar da. Bun, ai nevoie de partea materială. Da. Mă, dar încearcă să te gândești, mă, dar oare dacă fac lucrul ăsta, nu afectez pe cel din jurul meu? Da, apropo, mă, încearcă să fii mulțumit, uite. Da. Încearcă să fii mulțumit cu ce ți se dă și cu ce ai. Și atunci o să ai o viață frumoasă. Deci încearcă să accepti ar fi posibil, ceea ce ai primit, da? Ceea ce ți s-a dat. Încearcă să treci peste toate cu siguranță, da? Uite, uite, apropo avem de... Avem pâine mâine, da, dacă corect. Avem încredere. Părintele greșește, face acel cadou care, eu tot insist, pentru că sunt pur și simplu... Da, cred. Sunt șocat, sunt da. Revoltat de lucrurile astea, dar ai făcut acel cadou irresponsabil, pot da, să spun, da? Da, da. Copilul face un accident, mă, și omoară pe cineva. Acel, da. El scapă copilul, dar omoară pe cineva. Unu, doi, trei, nu știu. Ce e pasibil de ce? Adică îl absolvă cineva de vină pe acel copil? Absolut, nu. Nu? Deci, și atunci ce se că el trebuie pe să parte plătească? Legală chiar. Ce parte se legală, el trebuie să plătească acele cheltuieli de mormântare, acele daune morale, care sigur că ți le asigură asigurarea, da? Dar, în condițiile în care o ai asigurarea și dacă nu o ai, n-ai decât să dai. Și tot părintele este cel care îi dă banul, da? Plus ești pasibil și de, da, ești pasibil și de închisoare? Sigur că și de închisoare. Acum aici sunt mai multe aspecte. Sunt circunstanțe agravante, atenuante, în funcție de dacă a avut și alcoolemie. Și de obicei este. De obicei este, sigur. Dacă a fost cu, mă rog, cu rea intenție sau sunt anumite aspecte care îl poate scăpa în sensul de a primi acea pedeapsă cu suspendare, da, până în 3 ani, închisoare cu suspendare sau în funcție de gravitate, da, peste, acum să nu comentăm alte cazuri mediatizate, da, care exact te-ai gândit și tu, vezi, exact, suntem m-am gândit și eu. Instinctiv, exact, același fără lucru. Fără să vrei. Bun. Aici deja este atribuția instanței, instanța în funcție de probele administrate, aplică amenda, daunele și toate celelalte. Bun. Asta Mariana, e. Din păcate e bun faptul că am reușit să dezbatem acest subiect, așa e să bun, povestim să sperăm că este un semnal, și că un semnal de alarmă da, pentru cei care ne-au urmărit. Da, și să sperăm că vor fi cât mai puține cazuri de comentat din acest punct de vedere. Acum să-ți spun o chestiune. Întotdeauna există comentarii, dar dacă suntem integri și vedem realitatea, da, trebuie efectiv să vedem partea frumoasă a lucrurilor în orice. Bun, mulțumesc. Partea frumoasă în orice. Drag. Sperăm că a fost o emisiune frumoasă. Sperăm. Ție, sper că ți-a plăcut și mi-a că te-ai simțit bine. Da, doamnelor, domnilor, excelent. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit. Sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire aici la Reginul în direct. Numai bine. Vedeți astăzi la Jurnal. S-au acordat 10 de diplome olimpicilor anului școlar 2014-2015 la Liceul Tehnologic Petru Maior. Excelența în educație a fost premiată din nou de Clubul Rotary Reghin. A fost ultima zi de școală și pentru elevii claselor a 5-a, 6-a și a 7-a de la Școala Gimnazială Florea Bogdan. Polițiști din cadrul IPJ Mureș au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. Dacă deținem cel puțin un autoturism, știm că odată la 2 ani suntem obligați să facem inspecția tehnică periodică. Despre toate acestea, imediat la Jurnal de Reghin. Sabisor, firma autorizată ISCIR. Instalații încălziri centrale, proiectare și execuție instalații de gaz, verificări tehnice periodice la centrale termice, autogazere, convectoare, instalații de gaz. Sabisor, Reghin, strada Apelor, numărul 4. Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor.
Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Nu ratați promoțiile Evora Center. Magazin Hermes. Electronice și electrocasnice în rate plătite în magazin. Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării, dacă acestea nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Strada Pandurilor, numărul 2, vis-a-vis de administrația financiară. Informații la telefon 0265 525 508 sau 0744 589 503. Magazin Hermes, universul electrocasnicelor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.